A venit, a venit, iarna acoperă minima cu ceva, dar vin răcelile de sezon. Cu virus, cu virus. ne acoperă da. iarna, da. Cu ce ne întărim? Cu suc de cătină, ghimbir, lămâie, miere. Am făcut eu o rețetă, o găsiți pe canalul meu de YouTube. O găsim pe canalul tău de YouTube, Dr. Cezar, nu? Așa, Câți da. Câți urmăritori ai acolo? Sute de mii, pe toate și platformele. Cum ne imunizăm? Sau Am prieteni um. și cu asta chiar te las numai pe tine. <laughs> Având copii mici care merg la grădiniță, avem familii care, cu care ne cunoaștem și îi spun, noi din iulie începem imunizarea și prin septembrie sunt cu mucea. <laughs> <laughs> Mamele lor trebuie să aibă imunitatea bună, să fie liniștite, să nu fie agitate și stresate. Dacă mamele sunt stresate, copiii au imunitatea slabă și răcesc foarte des. Nu am, te aștept la asta? Nu, nu mă <laughs> la asta, eu fiind o mamă bună. Și... <laughs> Ce vreau? bună bun, dar pe ajung în colectivități. Eu am un copil în grupa mică și unul în grupa mare. No. Când termină unul muci de la grupa mare, îi aduce la de la grupa hey. mică. Da, no, dar o leacă de muci acolo, nu-i nimic, așa se A, face Dar nu-i primim la grădiniță, dacă nu ducem aviz, parafat, parc, 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 că nu-i contagios. Păi imunitatea se face pe câmpul de bătălie, la antrenamentul real, nu, nu? Atunci, cum să-și facă ei anticorpi împotriva cui, dacă... Dar zice că după ce merg la, la școală, nu mai au nicio bolă. Păi, cum na. e asta? Adică... No. adică dacă sunt expuși cât de cât ok și au sunt hrăniți bine, au vitamine, au fructe, legume. Mai beau un suc de cătină, de miere de albine, un usturoi dacă, na, un pește nu, cu, nu se pupă cu se pupă așa, mă, educatoare. Atunci ce vitamina așa? D e foarte importantă pentru imunitate, de ce? reiterăm ideea, vitamina, vitamina D, D, vitamina C, zincul Quercitina, care acum a vedeta imunității, dar se găsește în usturoi și în ceapă, deci cam astea sunt remediile. Astea, știi că am văzut o dată o poză pe Facebook că era un incendiu și un pompier încerca să-l stingă cu o pipetă. Zice, și ce faci? De ce nu pui hidrantul? Pe păi, dar zice, eu sunt naturist. Ex Explică și cu naturistul. Câtă răbdare să avem cu efectul naturismului sau așa? Um... Nu, dacă îi dai vitamina C în doze mari în prima zi și a doua zi și are vitamina D în doze mari, nu durează mai mult de două zile. Pentru orice membru al familiei, vitamina C și vitamina D. Da. Și zinc și zinc. Astea sunt pentru imunitate. Vitamina C, D, zinc. Usturoi, ceapă...